Avem din nou ocazia să stăm înaintea Domnului, fie să ne rugăm, fie să-L lăudăm prin cântare, fie să ascultăm cuvintele sale. Să ne amintim de evreii care stăteau la poalele Sinaiului, tremurând. Atunci l-au rugat pe Moise să vorbească el cu Domnul și s-au angajat să asculte ceea ce Moise urma să le transmită. Cu alte cuvinte, atunci s-a făcut o înțelegere între Dumnezeu și oameni că ei vor asculta de predicatori. Fie ca și în această seară să înțelegem că atât un predicator cât și un proroc sau orice alt mesager, dacă vorbește din partea Domnului, trebuie să luăm aminte și să dăm slavă Domnului pentru lucrările sale și să-L ascultăm. Amin? În seara asta o lecție cu titlul Întrebări neîndreptățite. Adică întrebări ce n-ar trebui să fie puse niciodată. Evident, ne referim la întrebări între oameni. Pentru că nu sunt îndrept, nu e bine să fie puse și se constituie într-o vinovăție. Întrebări ca cele de genul celor scrise în Isaia, capitolul 45, citesc versetul 10. Vai de cine zice tatălui său, punându-i întrebarea, pentru ce m-ai născut? E îndreptățit o astfel de întrebare? Nici de cum. De asemenea, vai de cel ce zice mamei sale, pentru ce m-ai făcut? Și lângă acestea sunt și alte întrebări și Biblia le conține și noi putem din ele să învățăm ca să nu punem întrebări care nu trebuie puse. De asemenea, trebuie să fim atenți ce răspundem la astfel de întrebări care n-ar trebui puse. Pentru că la unele nici nu trebuie răspuns. Iar dacă trebuie, răspunsul trebuie formulat cu multă grijă. Pentru că dacă întrebarea n-a fost bună, există și riscul să se dea un răspuns care de asemenea nu-i bun. Iată ce scria înțeleptul, Proverbe, capitolul 26, versetele 4 și 5. Nu răspunde nebunului după nebunia lui. Și explică de ce. Ca să nu semeni și tu cu el. Totuși sunt situații, zice versetul următor, când trebuie să răspunzi nebunului ca să nu se creadă înțelept. Deci, uneori trebuie răspuns, alteori nu trebuie răspuns. Vă amintesc și cuvintele Domnului Hristos, Evanghelia după Matei, capitolul 7, unde Domnul își învăța ucenicii cu următoarele cuvinte, citesc versetul 6. Să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calci în picioare și să se întoarcă să vă rupă. Și tot Domnul spunea și scris în aceeași Evanghelie, capitolul 12, asta gândindu-ne atât la întrebări cât și la răspunsuri. Citesc de la versetul 34. Pui din năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi, căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din vestiria bună a inimii lui, fie întrebări, fie răspunsuri. Dar omul rău scoate lucrurile din vestiria inimii lui, fie întrebări, fie răspunsuri. Numai că, atât pentru întrebări, cât și pentru răspunsuri, în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Așadar, după cum eram îndemnați la timpul de rugăciune, să veghem asupra limbii, asupra gurii noastre. Ca să nu fim ispitiți să întrebăm oricum, iar dacă alții se lasă ispitiți, să nu ne lăsăm și noi sub ispită și să nu răspundem oricum. Se spune că un rabin evreu mergea pe stradă și un jandar din vremea Prusiei l-a întrebat unde te duci. Și el a răspuns cu specificul lor evreiesc, nu știu.
Jandarmului s-a părut că ăsta e un răspuns obraznic. L-a dus la garnizoană, i-a aplicat o pedeapsă și înainte de plecare zice rabinul, vezi, știam eu unde mă duc? Dacă mă întrebai de unde vin, era altceva, puteam să spun. Așadar, e problematică această relație dintre întrebări și răspunsuri, care trebuie sau nu trebuie puse. Să abordăm câteva întrebări din Biblie, repet, întrebări neîndreptățite. Am clasificat câteva categorii de astfel de întrebări, în primul rând întrebările celor puternici și ale bogaților, știți, oamenii care își permit să vorbească de sus. În 1 Samuel 25 întâlnim un bogat, Nabal, la care s-au dus câțiva din oamenii lui David și i-au cerut, spunem noi în termenii noștri, o sponsorizare. Și Nabal răspunde, citesc versetul 10, cine este David? Pe cine este fiul lui Isai? Cu alte cuvinte, nu mă interesează. Și slujitorii au spus, scrie aici, au vorbit cu nevastă sa. Astea nu erau cuvinte potrivite, că acești oameni ne-au ajutat la păzitul turmelor. Adică au stat în jurul turmelor și acum te faci că nu știi cine este. Dar dacă era bogat, se credea pe poziție și a permis să întrebe așa, defăimător. Să observăm pe un altul, un împărat, cartea a doua, Cronicilor, capitolul 25, și cine ar putea să fie mai orgolios decât un împărat, nu? S-a dus un om al lui Dumnezeu, un proroc la el, și i-a transmis un cuvânt din partea Domnului. Împăratul s-a socotit jignit. Și scrie în 2 Cronici 25, versetul 16, pe când vorbea el, prorocul, Amasia, împăratul, i-a zis, oare te-am făcut eu sfertnic a împăratului? Adică ce îți pui părerea, că nu ești consilierul meu? Dar așa se răspunde la un om al lui Dumnezeu când vine și îți dă un sfat bun. Era corect o astfel de întrebare. Ce, eu te-am făcut consilier pe tine? Dași din gură, pleacă, îi zice în continuare. Și prorocul a adăugat, știu acum că Dumnezeu hotărât să te nimicească. Cu întrebarea asta s-a umplut paharul. Așadar, să nu vorbim de sus, să nu vorbim cu răutate, să fim atenți cum formulăm cuvintele noastre în întrebări. O doua categorie de întrebări neîndreptățite, întrebările celor neînțelepți. Solomon scria în Eclesiastul, capitolul 7, versetul 10, nu zice, cum se face că zilele mai dinainte erau mai bune decât acestea? Și dă o explicație, căci nu din înțelepciune întrebe așa. Vă rog să vă gândiți, dacă noi am întrebat, cum se face că mai de mult vremurile erau mai favorabile? Dar cum să fie acum vremurile mai bune, gândindu-ne cât de răi sunt oameni? De exemplu, să se întrebe cei din California care sunt loviți de secetă și pe anul acesta se prognozează tot secetă. Cum se face că anii mai de mult erau mai buni? Da, da, era stricăciune cât acum. Așadar, oamenii pot formula întrebări negândite, nu sunt rostite din înțelepciune. Haideți să luăm un alt caz, cartea a doua a împăraților, capitolul 2, ceva ce putem și noi risca să spunem. Aici avem evenimentele referitoare la răpirea lui Elie la cer. Știți cum fiii prorocilor îi spuneau lui Elisei din popas în popas ce înștiințare au primit și ei de la Domnul, cum că Elie va pleca? Dar după ce Domnul l-a luat, scrie de la versetul 15 că atunci când l-au văzut pe Elisei, încă un amănunt în plus, au știut că Duhul lui Elie a venit peste el și totuși, scrie în versetul 16, i-au zis,
Iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji și apare întrebarea, vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Era îndreptățită întrebarea asta. Că voi ați spus că răpește și acum voi vreți să vă las să mergeți să-l căutați. Unde să-l căutați? Și Elisei, fiindcă au insistat, copilărește, le-a spus, duceți-vă. Și când s-au întors înapoi, acum le pune el o întrebare, versetul 18. Nu v-am spus să nu vă duceți. Dar cine vă putea opri? Așadar, când avem un cuvânt, o încredințare de la Domnul, să nu mai punem întrebări. Să nu pățim ca Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, care a zis către Gavril, și cum se va face asta? Doar eu sunt bătrân. Cum adică dacă Domnul a vorbit ce tu n-ai auzit de Avram, se pune problema bătrâneți? A fost taxat pentru vorba aceea. O vorbă neînțeleaptă. Dar să luăm un alt caz care poate fi mai ușor o greșeală. 1 Samuel, capitolul 1. Cunoașteți evenimentele din familia lui Elcana, necazul Anei. Vă rog să vă imaginați în rugăciune, stând acolo, multă vreme, cum spune Scriptura. Și citesc versetul 14. Sunt cuvintele marului preot Eli care i-a zis, întrebându-o, până când vei fi beat? Du-te de te trezești. Așa îi se părea lui, așa era de sigur pe ceea ce a afirmat. Deci așa și permis să o întrebe. Era îndreptățită întrebarea asta pentru o femeie care plângea în durerea ei. Dar iată că din neatenție, din neînțelepciune, putem să punem astfel de întrebări. Să nu ne grăbim să întrebăm. Cum se spune că un bărbat s-a întâlnit cu o femeie și a vrut să întrebe ceva de bărbatul ei și a vrut să zică tot bine, dar între timp și-a dat seama că e mort. Și zice, tot mort? Că n-am mai știut cum să întoarcă vorba. I-a dat drumul. Pentru că ne grăbim să vorbim. Se spune că soarele și luna au ajuns să se certe pe seama culorii frunzelor. Soarele spunea, toate frunzele sunt verzi. Luna a zis, nu e adevărat, niciuna nu e verde. Sunt fie maro închis, fie negre. Și fiecare susținea punctul de vedere. Până când vântul s-a apropiat și le-a zis, nu vă certați că aveți amândoi dreptate. Ziua frunzele sunt verzi, iar noaptea sunt maro închise sau negre. Dar noi uneori așa ni se pare și ca atare părem a fi siguri, numai că nu din înțelepciune. O altă categorie de întrebări neîndreptățite, care sunt și mai vinovate, întrebările fariseilor. Dacă cei dinainte nu știau, nu vedeau, ăștia se facă nu văd. Rămânem aici pe aproape, 1 Samuel, capitolul 4. Știți care era viața lui Hofni și Fineas, fiii lui Eli? Doi preoți imorali. Și când a venit războiul, au fost înfrânți și scrie în versetul 3, poporul s-a întors în tabără și bătrânul Israel a zis, pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Cum adică nu știți? N-aveai o experiență din vremea celorlalți judecători? Dar li se părea că nu-i ceva anormal ceea ce se întâmplă. Dăm un alt caz, și mai și, un împărat, capitolul 18, Ahab. Îi cunoașteți povestea lui și a Izabelei. Dumnezeu a intervenit cu foamete în țară, în colaborare cu rugăciunea stăruitoare a prorocului Ilie. Dar la un moment dat, Dumnezeu fixează o întâlnire între cei doi și scrie aici în versetul 17, abia a zărit Ahab pe Elie și i-a zis, întrebându-l, tu ești acela care norocești pe Israel? Oare așa îi se părea lui? Oare chiar nu gândea? Elie era de vină. Dar iată că l-a întrebat în forma aceasta. Trecem și în Noul Testament, Evanghelia după Matei, capitolul 22.
cazul saducheilor care s-au apropiat de Domnul Iisus să-L întrebe. Și au spus mai întâi o întâmplare ipotetică, reală, nu știu. Știți, cu femeia aceea care a fost pe rând nevastă la 7 frați. Și pune întrebarea și 28, la înviere, nevasta căreia din cei 7 va fi ea? Dar ce credeți, chiar îi frământa problema? Nu, ei n-aveau alt subiect mai tare cu care să-L contreze pe Domnul Iisus. Cum adică întrebau ei de înviere când ei nu credeau în înviere? Fiindcă au răspuns ei ca și când aveau argumentul forte, toți au avut-o de nevastă. Drept răspuns, Iisus le-a zis, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și mai luăm doar o întrebare din gama fariseilor, Marcu, capitolul 7. Întrebare adresată tot Domnului, de data asta de celălalt partid religios, farisei. Și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu țin ucenicii tăi datina bătrânilor și prânzesc cu mâinile spălate? Și astfel de întrebări putem să formulăm frecvent. De ce nu respectă tradiția? Și Domnul a explicat că tradiția lor era contrară cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar ei se țineau, așa cum se spune, ca orbul de bâtă. O altă categorie de întrebări a batjocoritorilor, a oamenilor aroganți. Mergem din nou în Vechiul Testament, cartea 1 Împăraților, capitolul 22. Să ne amintim contextul, doi împărați, Ahab și Iosafat, discutau într-un consiliu de război și au cerut la propunerea lui Iosafat, s-a cerut consultarea profeților, au întrebat pe Domnul. Și știți, toți l-au încurajat pe Ahab să se ducă. Și liderul acelor proroci, nu știu dacă și până atunci, sau cel puțin în ziua aceea, s-a prezentat Zedechia, fiul lui Kenan. Și când a auzit că Mica profețește cu totul altceva, spune Scriptura aici, în versetul 24, s-a apropiat și a lovit pe Mica peste obraz, să-l lovească în public și a zis, pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Vă dați seama ce aroganță pe el? Mica i-a răspuns, dar acum ne oprim la întrebări. Sunt unii atât de siguri. Cineva m-a întrebat ce crede despre o anumită interpretare și astăzi am avut timp să mă uit, de fapt să ascult acea predică, a unuia care spunea la un moment dat, vă spun cu dată exactă când va veni Domnul pentru Israel. Și avea o aroganță în glas. Eu mă gândeam că ai mai spus tu și în 93, dar cu spusul ai rămas. Dar își permit, zicea la un moment dat, asta spune Biblia și afirm eu, nu contează ce spun alții. Bine, numai să vedem cât ține. Dacă e așa sau nu e așa. Trecem puțin mai departe, 2 Împărați, capitolul 7, unul la fel de tare, o întrebare neîndreptățită, care nu le-a în calcul pe Dumnezeu. Știți, era vreme de foame, femeile își mâncau copiii și Elisei, cu îndrăzneala știută, dar de data asta autentică, a unui om al lui Dumnezeu curat, zice în 7:1, așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Un demnitar, călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul, a răspuns omului Dumnezeu. Chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer
și întreabă cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru. Probabil că n-ar fi fost taxat atât de rău dacă nu l-ar fi introdus pe Dumnezeu în formularea sa. Dacă ar fi zis, noi nu suntem în stare de una ca asta, nici dacă am face orice. Dar l-a coborât pe Dumnezeu între oameni și a zis, nici Dumnezeu nu e în stare. Da? S-a auzit ce s-a spus. Și urgent, cu viteză cosmică, a venit răspunsul de la Domnul. Și Ilesia a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Ca să știi că se mai împlinește încă una. Cred că în ultimele momente de viață i-o fi părut rău de vorba asta care o spus-o. Mi se pare mie că cei ce întreabă, uneori sunt mai răi în atitudinea lor decât cei care doar fac o afirmație. Pentru că cei ce întreabă vor să smulgă și un răspuns sau vor să spună că nu există răspuns la întrebarea lor. Din aceeași categorie îl mai amintim pe un păgân, Cartea a doua împăraților, capitolul 18. Rabșake, purtătorul de cuvânt al împăratului Asiriei, și întreabă el, versetul 19, și nu-i singura întrebare, ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? A urmat o ploaie de alte întrebări. Cine în stare să scape de noi? Și enumere toate cetățile care au fost înfrânte, împărățiile care au fost cucerite. Și zice Domnul prin proroc, râzi, se fălește securea față de cel ce o mânuiește. Și a fost taxat pentru asta. Pentru că Dumnezeu ia atitudine, cum a spus Domnul Hristos, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. De aceea, cum zice înțeleptul proverb, mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Că pe cei mândri îi gâdele limba și își permit să vorbească. Și ultima categorie de întrebări neîndreptățite, întrebările celor vicleni. Dalila, să amintim și o femeie în lista aceasta, judecători. 16. Cu siguranță între noi nu poate fi vorba de așa ceva. Nici n-am auzit pe vreo soră să o cheme Dalila, așa e? Nu se pune numele ăsta. Citesc de la versetul 15. Ea a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este cu mine? Dar ce inima ei era cu el? Eu nu știu ce declarație a făcut, cum l-a adormit, dar scrie în versetul următor, fiindcă ea îl chinuia, îl necăjea în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul s-a umplut de o neliniște de moarte. Câte întrebări o fi spus, nu știu, până l-a dezarmat și l-a răpus sub cuvintele ei. Da? Și câte astfel de viclenii nu sunt în lumea aceasta, cu titlul de dragoste. Trecem la un alt caz, Cartea 1 Samuel, capitolul 20. Aici mi se pare că putem cădea mai ușor în capcană, când urâm pe cineva. Dar nu avem curajul să o spunem direct, pentru că suntem frați. Ar fi o întrebare ceva de genul, hai să o citim înainte, 20 cu 27. A doua zi, când a fost serbarea lunii noi, locul lui David era tot gol și Saul a zis fiului său Nathan, pentru ce n-a venit fiul lui Sai la masă nici ieri, nici azi? Îi simțea lipsa? Vroia, avea ascunsă pentru el vreo porție? Cum a ascuns Samuel pentru el? Așa se cuvenea pentru nou împărat? Și uite așa putem noi să întrebăm, unde-i fratele cu tare? Numai că dacă nu ți-e drag,
Pui întrebări și când îl vezi și când nu-l vezi. Mai că Dumnezeu te știe dacă e cumva vreun duh rău în tine, ca și în cazul lui Saul, când întrebi. E ca și cum o noră, de exemplu, ar avea pică pe soacră sa și întreabă bărbatul, unde e măta de n-o venit iară? Chiar vrei să vină sau întreb numai așa că n-o suferi? Ceea ce a urmat a fost o dovadă clară că era o întrebare vicleană. Dar citim din a doua Samuel, capitolul 11, să vedeți că și David a căzut în plasa asta odată, numai odată. A plătit greu. Vine Urie, soldatul devotat. David între timp păcătuise. Și să știți că atunci când oamenii păcătuiesc, așa creează Dumnezeu un cadru încât se pun anumite întrebări, se creează un context prin care ajungi să te dai de gol și atunci, fiind interogat, te trezești că pui și tu întrebări la rândul tău sau încerci să te scuzi. Știți evenimentele. Citesc 11 cu versetul 8. David a zis, pogoară-te acasă, spală-ți picioarele. A primit un dar ca să nu meargă cu mâna goală la Batșeba. Totul era aranjat. Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorât acasă la el. Pot eu fi trimis darul? Nu știu. A dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus, Urie nu s-a pogorât la el acasă. Și David a zis lui Urie, nu viitoare din călătorie? Pentru ce nu te-ai pogorât acasă? Asta ar fi fost corect să întrebe. Sau să zică, oare mă pot ierta pentru ce am făcut? Dar, datorită faptului că a vrut să-și ascundă păcatul, a pus aceste două întrebări. Ca și cum, nu-i normal cum ai procedat. Dar ce, cum ai procedat, tu-i normal? Și un ultim caz care poate face din aceste întrebări, culmea neîndreptățirii, Matei capitolul 26, Iuda, ucenicul, că apostolul, nu-i putem spune. Întreabă Domnul, și îi pune pe ei să se întrebe, în seara aia, au fost mai multe întrebări, dar printre altele ajungem la 26 cu 25, Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Cum adică mai întreb? De-aia a răspuns Iisus, tu ești. Și corelat cu cele scrise în Ioan 13, a ieșit Iuda afară, era noapte. Și tot acolo scrie, a intrat satana el în momentul acela. Până atunci doar a influențat gândurile, l-a condus în mare parte, însă atunci i s-a decis soarta. Am enumerat așadar câteva întrebări din Biblie, în diferite ipostaze, sub diferite gânduri, dar toate întrebări care n-ar fi trebuit să fie puse. N-au fost puse cu inima curată, n-au fost adresate într-un moment potrivit, au fost întrebări rostite cu mândrie, cu viclenie, din neînțelepciune. Dar întrebările astea vor veni, cum răspundem la ele? Vor fi ca o ploaie acidă peste noi. Ce umbrelă vom folosi? Modelul Domnului Hristos e modelul desăvârșit. În primul rând, trebuie să știm că nu trebuie să răspundem la toate întrebările oamenilor. Vorba fratelui Simeonuc, din întrebările cele mai grele se scapă cel mai ușor. Nu trebuie răspuns la ele. Întrebările care nu sunt bune, n-au niciun scop, nu trebuie să răspundem la ele. Atenție, surorilor, că în mod deosebit dumneavoastră sunteți tentate să dați detalii. Bărbații sunt mai seci la vorbă, dar în supărare se scapă și ei și vorbesc.
Așadar, să observăm modelul Domnului Iisus, Marcu, capitolul 15. Știți, un interogatoriu, o judecată, presupune multe întrebări. Și au fost mulți care s-au prezentat în faza de judecată cu forurile religioase evrești. L-au dus la Pilat, n-aveau autoritatea să decidă, erau sub stăpânire romană. Și scrie aici, de la versetul 4, Pilat l-a întrebat din nou, nu răspuns nimic. Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Iisus nu i-a dat niciun răspuns, lucru care a mirat pe Pilat. El era obișnuit cu anchete, dar oamenii de regulă încercau să se justifice. Iisus tăcea, cum spune Evanghelia în altă parte. Și a fost profețit că n-a deschis gura, ca o oaie, ca un miel. Așadar, în asemenea situații, nu trebuie vorbit. La urma urmei, Domnul spune la un moment dat, știu că nu-mi dați drumul. Pentru că atunci când avem de-a face cu o intenție rea, tot n-a ajuns la niciun rezultat. Califul Omar, un musulman ajuns în fața bibliotecii din Alexandria, a emis două ipoteze. A zis, dacă în această bibliotecă vestită cărțile spun ce spune Coranul nostru, sunt deprisos, că noi avem Coranul. A doua ipoteză. Dacă aceste cărți sunt împotriva Coranului, ele nu trebuie să existe. Concluzia este unică. Biblioteca trebuie distrusă. Ce să justifici la oamenii care nu acceptă niciun răspuns? Pentru ei niciun răspuns nu este acceptabil. Ce ar fi putut să le spună Domnul și să-și ceară scuze? Sau să își schimbe atitudinea? Pentru că de câtă vreme, numai asta vreau să-l prindă cu vorba, să-l dea pe mâna romanilor și să scape de el. Să luăm și sfatul apostolului Pavel, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 23. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. Probabil că trebuie să evităm și anumite întâlniri, anumite stări de vorbă. Uneori, după câte un studiu, se mai dă voie la întrebări și prin unele adunări frații spun, dacă cineva din sală are vreo întrebare, eu dacă apuc înainte le spun să se formuleze întrebările pe hârtie, că mă pot feri mai ușor de ele, dacă-s nebune, dacă-s puse în public, mai greu te ferești. Pentru că sunt întrebări care trebuie evitate. Și Tit, capitolul 3, versetul 9, întărește aceeași idee, dar dă întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri, de ciorovele privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Nu mai trebuie răspuns, sunt subiecte care nu trebuie din nou deschise. Eu știu niște frați într-o anumită zonă a țării, asta mai cu ani în urmă, care iarna având în liber, tare le plăcea să dezbată Apocalipsa. Unii erau cu influențe de la pentecostale, alții de la martori și toate mergeau cum mergeau până ajungeau la 544.000, așa numita clasa bisericii, cum zic martori. Și aici începea scandalul. Scandal care se repeta mereu, până când spunea cineva de acolo, am făcut alergie, numai să n-aude Apocalipsa. Apocalipsa e bună, dar nu ca subiect de ceartă. De aceea, Biblia ne îndeamnă să fim atenți. Nu trebuie să răspundem la toate întrebările, pentru că sunt oameni pentru care niciun răspuns nu este acceptabil. Și pentru asta mă întorc la cazul lui Saul în discuția cu Ionatan de la masa din 1 Împărați, capitolul 20. Ionatan a încercat să explice. Citesc de la versetul 28. David mi-a cerut voie să se ducă la Betleem. El a zis, dă-mi drumul, te rog, căci avem în cetate o jertfă
de familie. Și fratele meu mi-a spus lucrul acesta, deci dacă am căpătat treceri înaintea ta, dă-mi voie să mă duc în grabă să-mi văd părinții, pentru aceasta n-a venit la masă în paratului. Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Nathan și a zis, fiul rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta, spre rușinea mamei tale. Câtă vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru părăția ta. Și acum trimite să-l caute ca să mi-l aducă, fiindcă e vrednic de moarte. Ionatan răspuns tatălui său Saul și i-a zis, pentru ce să fie omorât? Ce a făcut? Și Saul și-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Ionatan a înțeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. Ce să-i explici? Nici vorbă. Când a încercat să-i explice, a fost foc și pară. De aceea, în asemenea situație, trebuie să taci, să pleci, să închizi subiectul. În alte situații, așa cum am amintit de la început din Proverbe 26, trebuie să răspunzi. Însă când răspundem, trebuie să ne ferim de răspunsuri pereche. Când unul întreabă cu gând rău, să-i dai replică. Nu. Dacă trebuie să răspundem, trebuie să avem o explicație obiectivă, ceva asemănător cum a fost aici cazul lui Ionatan, și înțelept. Și aici cred că este aplicația acestei lecții, să știm ce să răspundem unor oameni care nu întreabă cu gând bun, dar poate îi trezim prin răspunsul nostru. Proverbe 22, citim de la versetul 17. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi înăuntru tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am eșternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări? Ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite. Deci, având învățătură în minte, putem să dăm un răspuns temeinic atunci când este cazul. Pentru că sunt situații în care trebuie să răspundem. Zice și Petru așa în 1 Petru capitolul 3, versetele 15 și 16, vorbind despre atitudinea unor credincioșilor între oameni răi. Sfințiți inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți. Oricui vă cere socoteală de credința care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Cu alte cuvinte, dacă te întreabe unul beat, bă, ești pocăit și vezi că îl înjură, n-arunci lucrurile sfinte la câini, te duci mai departe. Dacă te întreabă altul care sau cu care ai putea să legi o vorbă de evangelizare, te apuci și răspunzi. Fratele Vrunman povestea că în închisoare erau între mulți intelectuali, știți cum au fost înscriți în încarcerați când au venit comuniștii la putere, era un țăran. Și le-a spus despre Domnul Iisus, că Domnul Iisus îi zâmbește. Și ăștia, taci mă din gură, ce nu îi zâmbește la episcop, zâmbește ție un biet mirean. Și până la urmă îl întreabă, cum îți zâmbește? Și țăranul, cum să-i răspundă, să pregătească răspunsul? I-a dat Domnul Haru, așa povestește fratele Vrumbran, să arate o față așa cum li s-a arătat fața lui Ștefan, ca o față de înger senină. Și unul din intelectualii aceia a spus, fața ta nu e o față de om normal, adică nu e o față obișnuită de muritor. Așa zâmbește cum zâmbești tu? Și țăranul nostru a zis credincios, a zis, da. Și totuși aici e ceva. Pentru că scrie aici, în versetul 16, având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău, poate pun întrebări jignitoare. Deci te întreabă, ce măi ai făcut ața copiii sau ce postezi, ce te îmbraci așa, întrebări la care poți să răspunzi, dar cu blândețe, cu teamă, cu atenție. Și acum să luăm câteva cazuri în Biblie ca să vedem cum să răspundem. Ne întoarcem la 1 Samuel 1, la Ana. Surorilor, dacă așa veți răspunde, să știți că vă ascultă Domnul rugăciunea. Imaginați-vă că vă jignește un frate păstor
Ați fi tentate să vă supărați, să spune asta e vorba de slujitor? Versetul 15. Ana a răspuns, nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutura amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multă durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a fost cucerit de răspunsul ei și a dat seama că a greșit. A luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace. Deci nu ești beat. Și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ia să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Nu s-a supărat. Au trecut lunile, s-a născut Samuel, au trecut ani, l-a încercat. Și scrie peste 26, Ana din nou vorbind cu Eli, reamintindu-i de momentul acela. Domnul meu, iartă-mă. Cât este de adevărat că sufletul tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam. N-am zis, eu sunt aceea care, despre care zic că ești beat. Eu sunt femeia care mă rugam. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făcusem, de aceea vreau să o dau Domnului. Cred că dacă l-ai fi întrebat pe Eli până a murit, poți să-mi dai exemplu de o femeie cu teamă de Dumnezeu și înțeleaptă în țara asta, ar fi spus Ana, mama lui Samuel. I-a dat un răspuns, am spunem noi, de femeie pocăită. Nu s-a lăsat provocată de întrebarea lui neîndreptățită, neînțeleaptă. Luăm un alt caz, 1 Reș, capitolul 22, profetul Mica, lovit peste obraz. Am zice că el a răspuns mai ca un bărbat. Citim de la versetul 25. Mica a răspuns acele întrebări, pe unde e și Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Vei vedea. În ziua când vei umbla din odaie în odaie ca să te ascunzi. I-a răspuns cu o profeție. Împăratul Israel a zis, ia pe Mica, du-l la Amon, mai marele cetății și la Ioas, fiul împăratului, și să le spui, așa vorbește împăratul, pune-ți pe omul acesta în închisoare și hrăniți-l cu pâinea și cu apa între stării până când mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis, cu un alt cuvânt profetic, dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine. Apoi a mai zis, auziți popoare toate. Aici avem dovada unui răspuns la obiect. Dumnezeu va arăta, așa a spus cu alte cuvinte. Avea rost să se apuce să înșire atunci verși uscate? Cred că își pierdea spiritul profetic. Uneori trebuie să răspundem categoric, dar robul Domnului nu trebuie să se certe. Întoarcem două, trei pagini în urmă, 18 cu 18. Ilie. În răspunsul lui Ahab atunci când l-a întrebat, tu nenorocești pe Israel? Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău. Și explică, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal, i-a răspuns pentru că ceea ce urma avea de-a face cu această idee. Ați părăsit pe Domnul, v-ați dus după Baal, Baal era zeul fertilității, cel care răspundea de ploaie în Canaan. Și acum trebuie să vedem. Care în stare să plouă, să aducă ploaie. Și s-a dovedit. Deci a trebuit să-i răspundă, era momentul. Să ne amintim și de Domnul Iisus, fără să mai citesc, știți pildele la care mă refer. Vine unul, scrie în Luca 10, la 25, la 37 și îl întreabă învățătorule, ce să fac să moștenesc, ce e scris în lege? Și Domnul îi spune, îi răspunde frumos, cum citești în ea și care este aproapele. Și explică, în așa fel încât n-avea cum să nu înțeleagă. Și în final îi zice, versetul 37, du-te, fă și tu, la fel. Du-te, măcar plătește diferența la hangiu. Dacă n-ai știut să intervii în prima fază, să-l ajuți pe cel necăjit.
Vine tânărul bogat și îl întreabă, bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi răspunde. De aceea, trebuie să înțelegem că sunt situații în care trebuie să răspundem. Și în unele situații, a treia explicație, deci sunt situații în care nu trebuie să răspundem, sunt situații în care trebuie să răspundem cu un răspuns înțelept, potrivit, și sunt situații în care trebuie să răspundem tot cu o întrebare. Și Domnul aici din nou este modelul nostru, Luca 20. S-au strâns la el mai mari vremii și i-au zis, versetul 2, spune cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? El a răspuns, sau să vă împur și eu o întrebare. Spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Și cu această întrebare, Domnul i-a descoperit. Pentru că dacă cineva ne pune o întrebare, avem și noi dreptul să-i punem o altă întrebare. Da? Vine și te întreabă cineva un secret, să zicem. Ce e greșit să întrebi, îmi spui de ce te interesează asta? Ca să știu, să-ți dau suma cu zecimale sau fără. Poate ai de făcut un portofoliu într-un anumit domeniu specialitate și te interesează amănuntele, îți dau toți termenii. Să vezi ce răspunde. Citim tot aici, de la versetul 21, iscoditorii l-au întrebat pe Domnul învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor că înveți calea Dumnezeu în adevăr, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Chiar îi interesa cota de impozitare? Nu. Vreau să-l prindă. Și Domnul a zis, știți, slovele a cui sunt și le-a răspuns în așa fel încât scrie aici versetul 26, nu l-au putut prinde cu vorba. Și mirați de răspunsul lui, au tăcut răspuns care a conținut și o întrebare. Și încă un caz, Fapte capitolul 11, Petru a fost dus la Cezarea, trimis chemat și când s-a întors l-au luat la rost frații. De ce te-ai însoțit cu neamurile? Și el răspunde cu o întrebare. Versetul 17. Și cu asta totul s-a rezolvat. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, era vorba de darul Duhului Sfânt, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Sau cu alte cuvinte, voi v-ați fi împotrivit lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Uneori trebuie să întreb când cineva te întreabă, tu cum ai făcut? Dacă era vorba de familia ta, tu cum procedai? Și dintr-o dată omul se deșteaptă, stai că nu-i chiar așa. Încheiem afirmând că omul poate greși fie punând întrebări, fie răspunzând la ele. Mai degrabă nu greșim dacă tăcem, de aceea să nu ne grăbim să vorbim, să nu ne grăbim nici să întrebăm, să nu ne grăbim nici să răspundem. Orice om să fie încet, încet. Că vorbele ies ușor, să fim atenți. Zice înțelept în Proverbe, capitolul 17, versetul 27 și 28. Cine își înfrânează vorbele cunoaște știința și cine are Duhul potolit este un om priceput. Vorba înțeleaptă zice, întrebările unui om arată extinderea spiritului său, iar răspunsurile, finețea lui. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Să ne amintim de prietenul lui Iov care întrebau, răspundeau și la gata vine Dumnezeu și spune taxă pe vorbe. 7 boi și 7 berbeci, hai să vă învățați să vorbiți mai măsurat. Pentru că tare ușor ne putem da cu părerea și apoi așa le-am înghesuit înapoi în sac, numai în cap. Și în ultimul rând să reținem, a ști să întreb drept
Și să răspunzi necesită nu doar înțelepciune, călăuzirea Duhului Sfânt. Numai Domnul ne poate păzi de întrebările oamenilor care vor să pescuiască uneori câte ceva. Sau alteori, doar așa dau cu bâta în baltă și te împroașcă. Călăuzire, maturitate spirituală. Aici m-aș întoarce la răspunsul lui Urie, 2 Samuel, capitolul 11, ce răspuns i-a dat lui David, îndrăznesc să spun că numai Domnul i-a pus cuvintele astea. După ce îl întreabă David, de ce nu te-ai pogorât acasă, 11:11, Uria răspuns lui David, chivotul lui Israel și Iuda locuiesc în corturi, Domnul meu Ioab și slujitor, Domnul meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă să mănânc, să beau, să mă culc cu nevastă mea, viu ești tu și viu este sufletul tău că nu voi face lucrul acesta. Ce l-a ars pe David cu vorba asta? Păi eu nu-mi permit să mă culc cu nevasta mea, că noi soldații suntem în condiții de război. Și David se culcase cu altuia. Greu l-a ars. De aceea zice el în Psalmul 32, am tăcut, dar îmi gemeau oasele de un asemenea răspuns. Și tot din această carte mă adaug doar două versete, capitolul 20, și aș dori ca așa ceva să fie casa noastră, adunarea noastră, un loc unde și dacă se întreabă greșit, ori nu se răspunde, ori se răspunde bine. 20:18-19. O femeie înțeleaptă din cetatea Abel Bet Maca a răspuns. Odinioară era obiceiul să se spună, să întrebăm în Abel. Adică multe întrebări ajungeau în cetatea aceea. Probabil pe lângă femeia asta înțeleaptă, mai erau și alți înțelepți acolo. Și totul se isprăvea astfel. Adică ori primeau răspuns, ori se stingea scandalul. Eu sunt una din cetățile liniștite și credincioase din Israel și tu cauți să pierzi o cetate care este o mamă în Israel? Deci răspunsurile înțelepte trebuie să fie specifice unui părinte, când copiii vin și întreabă pe tata, pe mama, și să se încheie un scandal, o supărare, și totul se isprăvea astfel. Fie ca să se termine cu întrebările neîndreptățite, prin răspunsuri înțelepte și călăuzite de Domnul. Amin.